sute de oameni s-au înghesuit la păstrăvăria de la gura râului după ce peștii de aici au fost scoși la vânzare la preț redus. S-a dat cu 15 lei kilogramul față de 25 de lei cât era până acum. Decizia a fost luată de proprietarii păstrăvăriei pentru a reduce din pierderile cauzate de întreruperea furnizării apei, din cauza căreia au murit peste 10 tone de pește. Barajul de la gura râului a întrerupt furnizarea apei duminică noaptea, iar acest lucru a afectat și comuna, unde miile de locuitori au fost nevoiți să meargă la izvoare pentru a-și lua apă potabilă. Au început pregătirile pentru târgul de Paște de la Sibiu. Anul acesta, peste 50 de căsuțe urmează să fie instalate în Piața Mare. Târgul de Paște se va desfășura în perioada 15-26 aprilie, timp în care sibienii se vor putea bucura de mâncare și articole tradiționale. Un accident rutier teribil a avut loc luni dimineață pe Valea Oltului. Două tiruri s-au lovit frontal în zona localității Proieni din comuna Brezoi. Impactul a fost fatal pentru ambii șoferi. Unul dintre ei, cetățean turc, a murit la scurt timp la fața locului, după care a decedat și celălalt șofer la spital. Acesta era sibian și locuia în Cârțișoara. Un sat întreg îl plânge pe Iencuț, care avea doar 43 de ani. Pe Valea Oltului, circulația a fost blocată mai bine de 6 ore.